Bărbatul povestește că a plecat miercuri la Roma având pașaport biometric. Odată ajuns în aeroport, autoritățile italiene nu i-au permis să treacă pe motiv că nu ar avea bilet tur-retur. Am intrat în aeroport, ca pașaportul, biletul, tot era în regulă. Acolo am stat pe un calidor vreo 2 ore și după acestea 2 ore am stat 3 zile. Și nu a venit nimeni, nu s-a apropiat nimeni de noi să întrebi și faci, și stați aici. Sergiu spune că știa regulile de călătorie în baza pașaportului biometric și că nu a încălcat niciuna. Nu avem tot, avem documentele, unii trebuie să mă opresc, toate xerocopiile. Și avem toate foile, mi-au luat tot și mi-au zis să așteaptă aici, că am ușat să facem să fie bine. Au vrut să se întoarcă înapoi de acum cu autocarul. Deși și-a programat o vacanță de care să-și poată aminti cu plăcere, Sergiu își dorește acum să uite această experiență. De hrănit nu ne-au hrănit, apă am cumpărat, mâncare am cumpărat, tot am cumpărat. 210 euro în cheltuiția ca intri într-un cabinet. Vai, 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 vai! Și te apucași, te scoate afară din cabinet. Ce să-i faci? Problem, problem, problem. Și ca să fie ghinionist până la capăt, aseară când s-a întors din Roma, valiza i-a fost pierdută în aeroport. Dezamăgit, bărbatul spune că nu va mai pleca în Italia niciodată. La Ministerul de Externe de la Chișinău astăzi nu a răspuns nimeni la telefon pentru a comenta situația.